Pentru sănătatea dumneavoastră, Clinica Dr. Mit recomandă medicină pe limba ta cu Dr. Bogdan Ivănescu la Kiss FM. Bine ați venit la Dr. Mit, medicină pe limba ta. Sunt Dr. Bogdan Ivănescu și mi-am propus să caut adevărul din spatele miturilor în care am ajuns să credem, cum ar fi că o lingură de oțet sau de ulei băută înainte de o petrecere te ajută să nu te mai îmbeți. Dat fiind sezonul în care ne aflăm și oportunitățile în creștere de a da nas în nas cu alcoolul, zic că e bine să vă spun cele 3 lucruri care ne feresc de riscul de a ne îmbăta. Însă 2 cuvinte despre cum organismul nostru luptă cu alcoolul ca să înțelegem de ce acele 3 tips and tricks funcționează. Atunci când berea, vinul sau whisky-ul a ajuns în stomac, 20% din alcoolul lor trece prin pereții stomacului direct în sânge, iar restul își continuă drumul către intestinul subțire. Acolo, restul de alcool este absorbit și vărsat în sânge, care îl duce la ficat. În ficat este procesat, adică desfăcut de către o enzimă numită alcool dehidrogenază. Așa se naște un compus toxic pentru noi, acetaldehida. Da, exact acel compus pe care îl găsim în țeava de eșapament ca urmare a arderii incomplete a gazelor sau în fumul de țigară. Organismul regretă brusc ce a făcut și mai descompune încă o dată acetaldehida în apă și CO2 și le dă afară din organism. Dacă am putea să luăm o pastilă de alcool dehidrogenază, n-am mai avea nevoie de alte strategii, însă nu se poate. Așa că avem 2 lucruri de făcut și unul de nefăcut ca să nu ne îmbătăm. Simplu, ar trebui să fi mâncat serios înainte de a bea. Așa alcoolul nu apucă să fie absorbit în stomac. Se amână și absorbția intestinală și ficatul are timp să descompună tot alcoolul. Al 2lea lucru de făcut este hidratarea. Înainte de a intra în petrecere, bea cât de multă apă poți. Așa vei dilua alcoolul în masa de sânge, dar și mai important, crești diureza, adică urinezi mai repede ceea ce ai băut. Și nu în ultimul rând, nu amesteca alcoolul cu băuturile energizante. Ele maschează efectul alcoolului și te vei îmbăta și mai rău. Data următoare aflăm cum rezolvăm rapid o mahmureală dacă sfaturile acestea au venit prea târziu. Întreabă și cercetează și nu pierde Dr. Mit. Află adevărul despre miturile medicale. Clinica Dr. Mit recomandă medicină pe limba ta cu Dr. Bogdan Ivănescu la Kiss FM.